Bergo diaseară, care era aproape descompus la față după meci, s-a cam înfipt în jucători, adică a fost destul de dur cu jucătorii aseară. Nu știu cum e primit mesajul ăsta în vestiar. Ok, probabil că la suprafață toată lumea zice, domnule, asta e, meritam, dar jucătorul după aia când vorbește cu colegul de pe scaunul din dreapta și de pe scaunul din stânga, mai zice, bă, dar ăsta ne-a criticat, dar el n-a reacționat în niciun fel. Nu știu, se poate întâmpla la fotbal și asta, vreau să zic. Se poate întâmpla... La fotbal se poate întâmpla orice, și, dar în același timp este și normal ca antrenorul să aibă o astfel de atitudine. Da. Nu știu dacă el putea să facă mai mult, Bergodi, sau să gestioneze mai bine situația asta. A părut că Sabo a făcut clar. O schimbare și a schimbat și jocul după schimbarea asta. Da, mă rog... Ți-am zis, mie îmi place foarte, foarte mult Cluj, îmi place foarte, foarte mult Sabou, pentru că le redă încredere jucătorilor. I-am și ascultat după meci, am ascultat interviurile lor și păreau așa plini de încredere, indiferent de rezultat. Dar mă rog, da, jucătorii pot spune multe, însă clar că știu că și ei sunt vinovați pentru această înfrângere. În fața antrenorului ei răspund, antrenorul răspunde mai departe de rezultate. Nu mi s-a părut chiar o atitudine foarte deplasată a lui Bergodi. Ah, nu deplasată. Adică să dea într-un jucător niciodată sau nu ceva... e deplasată. Dar critic foarte dur, adică la adresa jucătorilor și mai puțin la adresa lui. Sunt antrenori care zic primul, bă, eu am greșit. Am văzut, nu știu, Klopp l-am văzut, pe Guardiola l-am văzut. Domnule, eu sunt... De multe ori chiar sunt ipocriți, dar ei spun, domnule, eu am greșit, e clar, eu sunt principalul vinovat, după care, ok, n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Și mă gândesc că jucătorilor că le pică mai era bine asta. Influențat și, era foarte mult influențat și de rezultatul partidei și de asta a avut reacția asta. Eu l-am avut pe Bergo de antrenor, îl cunosc foarte bine și este un antrenor care tot timpul... încearcă cât se poate de mult să protejeze jucătorii, adică niciodată nu... În vestiar, într-adevăr, în vestiar are momente când iese din starea lui normală și țipă și urlă și dărâmă și sparge, dar în afară mi se pare un antrenor foarte echilibrat și rar greșește, ca să spun așa.